Vă salut! În acest video să vă arăt cum se adaugă pădețele în programul de proiectare drumuri SRAM. Intrăm aici la drenaje, de fapt nu. Deci asta este secțiunea noastră de drum și astea sunt șanțurile. La șanțuri, fundul șanțurilor, am adăugat câte un simbol pentru a prezenta în plan direcția scurgerii apelor. Da? Deci după ce la linia roșie am adăugat linia roșie a șanțului, am început să adaug podețele, da? De fapt, se vede linia roșie, da? Deci scurgerea apelor, da? Și acum mergem să vedem unde avem nevoie de podeț. Deja am adăugat câteva, deci dacă asta este cerc, direcția scurgerilor a apelor într-o parte și alta, înseamnă că aici este un punct superior. Mergem mai departe să căutăm un punct inferior. Da? Deci aici avem un punct inferior. Doar că asta este partea stângă. Da? Deci punctul inferior ar fi aici. Nu avem nevoie de podeț pentru că apele din partea stângă nu putem să le dăm în partea dreaptă, că partea dreaptă e mai înaltă. Da? Și în partea dreaptă e ok. Deci scurgerea se merge mai departe. Deci aici nu avem nevoie de podeț. Aici iarăși, da, aici. Aici avem un punct de minim. Și din secțiunea transversală se vede că partea din partea dreaptă este mai sus, partea stângă jos. Deci, practic, apele care se strângă aici în șanț trebuie scoase și aduse în partea asta, în partea stângă. Având în vedere că suntem în localitate aici, linia aceasta galbenă întreruptă reprezintă localitate, gard, o să adăugăm un podeț tubular. De 500. Astea sunt niște tipuri de podețe pentru a adăuga sau edita podețul. Avem această secțiune de editare podețe, asta este un tip P2. Avem aici, bine, acestea sunt predefinite de mine, dar se pot adăuga, modifica, crea alte podețe fără nicio problemă. Bun. Am adăugat tip C2, ăsta tub 500 și pur și simplu în secțiune adăugăm aici. Dăm un click aici, după care dăm un click undeva pe aici. Da? Eu de obicei podețul ăsta de 500 l-am făcut într-o parte cu aripi, iar într-o parte cu camera de cădere. Da? Și pun camera de cădere aici, în partea de mai în partea superioară a podețului și aripile le pun în partea asta. Bineînțeles că în teren constructorul poate să execute cum vrea el, dar eu pentru prezentare adaug în felul următor. După care am share Excel și înălțimea podețului o reglez de acolo, încarc automat extrag toate podețele de aici și acolo după o formulă în dependență de înălțimea podețului identific cota de intrare și ieșire a podețului, da? Astfel încât să nu intre în structura rutieră. Dacă vedem acum, el aproape intră în structura rutieră. Da? Deci după ce încarc în tabelul ăla, se recalculează cota podețului și se dă mai jos sau se urcă mai sus în dependență de înălțime. Bun, mai departe. Aici iarăși este un punct superior. Nu e nevoie de podeț. Aici, iarăși un punct minim. Iarăși aceeași problemă, suntem în localitate și o să-i băgăm un tubular. Pentru că un P2 cred că este prea mare pentru a-l băga aici. Și la fel, este foarte simplu. Selectăm, putem direct să-i dăm cota Z a podețului, da? Adică să-l poziționăm unde vrem noi, mai sus, mai jos. Și ce e bine că vedem exact secțiunea a punctului inferior a șanțului și exact acolo băgăm și podețul nostru. Și putem și desena ca să-l vedem cum arată. Da? Deci vedem aici camera de cădere pătrat și aici avem aripile. Tot de aici îl putem trage mai încoace. Da? Să-l micșurăm un pic, să-l redesenăm. Da? Ceva de genul și putem să-l vedem și în secțiune după ce dăm click pe butonul oblicit. Da? Și vedem aici, camera de cădere vine ok pe șanț, dar în partea asta
Aripa intră cam în acostament și ar fi bine să o mutăm mai într-o parte. Așa e mai bine. Iarăși dăm click pe secțiune să vedem ce a ieșit și parcă pare să fie ok. Bun. Hai să mergem mai departe să vedem ce mai adăugăm. Aici avem un punct superior. Și aici ce avem? Aici tot avem un punct. Pare să fie de minim. Da, dar aici terenul este în jos, nu e nicio problemă. Apa se scurge în teren. Aici la fel. Aici avem un punct de minim și uite aici o să băgăm noi un P2. Selectăm coordonatele. Ia să vedem ce a ieșit. Da? Deci a ieșit aproape perfect. Se poate un pic de micșorat, astfel încât arepa să vină aici. Da? La muchie. Ceva de genul, da? Deci partea asta o mai putem trage un pic. Da? Perfect. Și vedem cum pică podețul exact pe secțiunea transversală. Cât de bine pică. Și ce lungime este necesară, bineînțeles. Mai departe, să vedem ce mai găsim. Aici ar mai fi unul. Da, și din secțiune vedem că partea dreaptă este mai sus și ar trebui să o traversăm. Aici iarăși o să adaug un podeț, cred eu, de 500, pentru că nu pare să fie o înălțime suficientă pentru a băga un P2. Și aici e ceva de genul. Bineînțeles că și aici se poate descurtat un pic. Dacă e cazul, dacă nu, eu zic să-l lăsăm așa, pe urmă mai vedem. Mai departe. Aici are și un punct inferior, dar nu e nicio problemă. Aici este o problemă, trebuie să subtraversăm apa din partea dreaptă spre stânga, da? Iarăși adăugăm un podeț și de aici cred că deja o să meargă și un P2. La studiu de fezabilitate s-au băgat mai multe P2-uri. Da, dar eu am început să bag și tubulare. Având în vedere că suntem și în localitate, de fapt, majoritatea podețelor de tubulare le-am băgat în localitate, pentru că na, nu prea aveam spațiu. Aici e ok. Aici e ok. Aici. Da, aici ne trebuie un podeț ca să scoatem apa din partea dreaptă și să o descărcăm în partea stângă. Și aici cred că putem să băgăm deja un P2. Ceva de genul. E perfect. Bun. Deci cam ceva de genul se adaugă podețele în istram.